numai un pic, numai un pic, să rămână. Să rămână. Spuneți-mi, ați auzit ceva de fata aia moartă găsită? Nu, n-am auzit deloc, n-am auzit. Dar știți cine? Nu știu, că o grămadă zice și pe cursă iară că asta a găsit o moartă. Nu știu. Și n-ați auzit deloc? N-am auzit deloc. Dar unde a găsit-o? În sus, în colo a găsit-o. Mulțumim frumos, să rămână, la revedere. Eu, ce știi, era din zonă de aici sau? Nu, am auzit că e de pe la Secu și atât. Dar unde au găsit-o? Nu știu. Am auzit la magazin și atât. Nimic altceva. Când a fost asta? Când ai auzit că s-a întâmplat? Aseară, că era dispărută de joi și azi dimineață că au găsit-o. Și atât. Mulțumesc. Ați aflat despre fată? Ce ați auzit? Nu am aflat eu. Dar ce ați auzit despre ea? Cine v-a zis? N-am auzit, eu n-am auzit. Da. Începe lumea să vorbească sau după păi ce a fost poliția? Lumea, după, da. Eu acum am venit și eu aici. Uh-huh. Am înțeles. Și na, mi-a arătat fata asta din untru, mi-a arătat-o care este. Eu n-am știut despre cine e vorba. Să zic că era o fată tânără, un om. Da. Păcat. Când a venit poliția de a ați aflat? Eu acum am venit, nu știu când a venit poliția. Am eu am fost plecat, nu-i... Înaintea voastră, cu, să zic, 10 minute am venit eu. Uh-huh. Am. Ciao. Deci fata nu locuie aici? Nu locuia, nu știu, era parcă în Italia sau ceva lucra, nu știu, că da, eu nu prea mă interesez de tineretul ăsta care e acum. Dar a stat un timp de aici, dar a plecat. Dar unde? Nu știu. M-am înțeles că era în vizită la fratele ei, înainte de sărbători. S-ar putea, că... Nu știu, nu știu. Dar n-am. Că era pe drumul acolo, undeva sus, știți? Mm-hmm. Păi dacă au zis unii, au zis că de la Reșița spre Șură, spre Secul, unii au zis deja că de la Reșița aici, pe drumul ăsta de Secul, da. Dar știți cum e, de vorbit se vorbește și se aude multe, ce o fi adevărat, cine știe. Mulțumim tare frumos!